După ce a renunțat la cariera militară, din care o parte și-a petrecut-o și pe un MiG-21 Lancer, domnul Sorin Bâlea își continuă pasiunea pentru zbor. Pilotează acum avioane ușoare, își demonstrează măiestria și smulge aplauze spectatorilor. Pentru a efectua așa ceva, îți trebuie în primul rând experiență, destul de multă experiență, îți trebuie un avion care să permită să faci astfel de evoluții și în primul rând îți trebuie dorință. Și curaj? Curajul vine dintr-o altă pornire, o pasiune mai veche, copilărească. Trecem la un alt iubitor al zborului și aflăm la cald povestea unei aventuri cu parapanta. Ne destăinuie Adrian Buzan, un bucureștean pasionat doar de zbor, dar nu și de adrenalină, după cum spune. Foarte bine, frumos, un public frumos, o locație superbă, totul perfect. Cu ce? Ne prezentați un pic echipamentul de zbor? Parapantă, motor și fuzelaj. În rest, ce să vă spun, nimic special, benzină și doar de zbor, atâta tot. După un an și jumătate în care spectacolele au lipsit, meeting-ul s-a bucurat de foarte mulți participanți. Mari sau mici, pasionați de zbor sau simpli privitori, spectatorii s-au declarat încântați, mai ales că oferta a fost diversificată. Este pentru prima oară când participăm, suntem din Orșova, Mehedinți, muncim în străinătate și am venit special pentru această manifestație. Am aflat de pe internet despre acest show aviatic și cu mare am fost tare nerăbdător să vin să văd și într-adevăr aspirațiile mele au fost îndeplinite pe deplin pentru că e foarte frumos. Avioanele, în primul rând, mi plac foarte mult, deși nu m-am primat niciodată cu niciunul, dar sper să o fac. Vor vedea mai multe tipuri de aeronave, avioane ultra-ușoare, avioane ușoare, avioane care au rolul de a face doar școală, altele care fac acrobație. Vor vedea motoparapante, vor vedea girocoptere, vor înțelege de ce zbor avionul, ceea ce nu e un lucru simplu, vor înțelege dacă ei se pot potrivi, cei care privesc aviația astăzi, cu o carieră de aviator. Ca să poți să fii pilot, trebuie să treci prin niște etape. Zborul de deschidere a fost minunat pentru că avem public numeros și astăzi la cea de-a 14-a ediție a acestui spectacol aeronautic la Drobeta Dunul Severin. Avem multe avioane de 24 locuri, motoparapantă, vom evolua pe rând cu aceste aeronave. Publicul este încântat, văd că era dor să participe la acest eveniment. Desigur, spectatorii au putut și să admire micile aparate de zbor și s-au fotografiat cu ele. Protagoniștii show-ului spun că pasiunea pentru zbor este destul de accesibilă ca și costuri. Avionul meu este un Savannah S, este un avion cu care are ca principală caracteristică faptul că decolează și aterizează pe distanțe foarte scurte și pe terenuri neamenajate. Investiția nu este enormă, să nu vă gândiți că aviația este foarte scumpă, nu e nici ieftină, dar un avion ca majoritatea de aici costă cam cât costă un jeep din ăla bun de care vedeți noi astăzi sute pe stradă în Turnul Severin. Am venit cu un avion italian, de producție italiană, este un Tecnam P2004, cred că este ultimul din linie. E un avion ultra-ușor de două locuri cu motor de 100 de cai. Costul unui avion ultra-ușor pornește de la 10.000 de euro și poate ajunge până la valoarea unui bolid de lux cu mulți cai putere sub capotă.